Era cea mai frumoasă noapte de iarnă a anului. Orașul vestit pentru palatele lui, cu turnuri ascuțite pentru maieștri ceasornicari care erau în stare să repare cele mai năstrușnice orologii, dar mai ales în tainițele lui se făurau cele mai frumoase jucării de lume. Orașul aștepta sosirea anului nou. Cel mai frumos și cel mai podobit pom de iarnă era cel din casa consilierului Silberhaus, personajul iubit și respectat în lume, atât pentru percepția cu care își făcea meseria, dar și pentru frumusețea celor doi copii ai săi, zburdalnicul Fritz și Gita Chamarin, al căror unchi era ciudatul favoritor de jucării mecanice, doctor vrăjitor, maestru Drosselmeier. Ușile săriră în lături și în odaia cea mare năveli o lumină puternică încât copiii rămaseră încremeniți. Tata și mama se îndreptau spre copii. Îi lua din mână și îi îndrepta spre pomul de Crăciun. Veniți! Hai veniți, copii, la brad! Hai veniți, copii, la brad! Vai ce frumos! Vai ce frumos! Bradul înalt din mijlocul camerei genea de miere aurite și argintate, iar pe toate ramurile crescură migdale zaharisite, bomboane polite și tot soiul de alte dulciuri îmbietoare. Dar ce avea mai frumos bradul înalt erau sutele de lumânări sclipind castelele în ramurile sale. Între timp, înconjurând de 3-4 ori masa, Fritz încerca să-i îngalop cu nouă său armasar, dintr-un capăt de odaie până în celălalt. La piciorul bradului ieșise la iveală un omuleț grozav, care până atunci se ținuse modest și liniștit deoparte. E drept că înfățișarea sa lăsa mult de dorit. Trupul puternic, ceva ca lung, nu se potrivea cu piciorușele sale mici și subțiri. Avea și un cap care părea mult prea mare. Purta o tunică de husar strălucitoare roșii foarte frumoase. Marie îl privi odată și încă odată pe omulețul simpatic pe care l-a îndrăgit de la prima vedere. O, tată, acum e omulețul acela drăgălaș de lângă pom. Acela, fetița mea, va trebui de acum înainte să lucreze furtos pentru voi toți. El o să vă spargă nucile tari ce aparțineți el și lui Fritz. Zicând acestea, tatăl luă cu grijă de lângă brac, și îndată ce ridică mantaua de lemn, omulețul de nuci căscă o gură mare, mare de tot, descoperind un șirul de dinți albi și ascuțiți. La îndemnul tatălui, Marie părâ un nuc înăuntru și... omulețul o sparse, cojele se risipiră, iar Marie rămase cu miezul dulce în mână. Marie chicuti de bucurie. Și atunci tatălui spuse... cu spărgător din urmă, Marie îl lua imediat de braț și îl puse să spargă nuci, dar le alese cele mai mici, pentru ca omulețul să nu fie înseliță caște gura mare. Între timp, obosit de atâta călărie,
și auzit hazul celălalt, Fritz veni în grabă, rezit din inimă de omulețul drăgălaș. Fritz îi tot băga în gură nucele cele mai mari și mai tari, până când, deodată, trei dințeșorii căzură, iar falca începu să joace în balamale. Vai, sărăcuțul meu spărgător de nuci! Ce e de rău și ăsta? Vreau, e spărgător de nuci, dar își dinți ca lumea. Se vede că nu-ți cunoaște meseria, iar te rog coace, mă. O să-mi spar nuci, chiar vi s-ar toți dinții din gură. Doi bani nu faci din spravitul ăsta. Nu, nu ți-l dau. Uită-te cu câtă tristețe mă privește și mi-arată gura rănită. Iar tu ai inimă de piatră, îți bați caii și ești în stare să îngădui chiar în mușcarea unui soldat. Ce știi tu? Așa trebuie să fie. Și spărgător de nuci al tău, cât și al meu. Iată-l încoace, Marie. Marie început să plângă hohote și nefășoară repede în mica ei batistă pe bolnaviorul spărgătorul de nuci. Părinții se apropie de ei și lua apărare Marie. Nu încape discuția! Spărgătorul de nuci se află sub ocrotirea Marie, deoarece, după el are tocmai acum nevoie de îngrijire. Marie are deplină putere asupra lui, fără ca altcineva să aibă dreptul să se amestece. Marie adună dințeșurii pierduțe spărgătorul de nuci, legă în jurul face bolnavi pe glicuța albă, desprinse de rochița ei, și îl înfășura apoi și cu mai multă grijă în batiste pe bietul omuleț, care arăta foarte palid și speriat. Când intri pe ușa salonului în casa familiei Zilberhaus, imediat pe stânga, lipită de un perete, dai de o vitrină, în care copiii își păstrează toate lucrurile frumoase primite de ei fiecare an. În raftul cel mai de sus, la care Marie și Fritz nu puteau ajunge, erau așezate operele maestrului unchiului Drosselmeier. Imediat, de desubt, se afla raftul cărților cu poze. De obicei, Marie făcea din raftul cel mai de jos locuință pentru păpușile ei, iar Fritz ordona trupilor sale să se încărturuiască în cel de deasupra. Era târziu, se apropie miezul nopții. Copiii tot nu se îndurau să se dezlepească de lângă vetrină, cu toate îndemnurile mamei care trimitea într-una la culcare. E adevărat, săracii mei flăcări vreau să odihnească și ei, dar știu bine că cât mai sunt aici, ina să îndrăznească să moce măcar o clipă. Numai o clipă, o clipă mică de tot, mai lasă-mă, mamă, mai am puțină treabă și după vine o singură la culcare. Marie era un copil tare cuminte și înțelegător și de aceea mama ei putea, fără nicio grijă, să o mai lase puțin singură cu jucăriile ei. Dar nu cumva Marie să fie prea ispitită de nouă păpușe sau de celelalte jucării, ori să nu uite aprins de lumânările care ardeau în jurul lampului. Mama le stinse pe toate. Să vii repede, Marie, altfel mâine dimineață nu ai să te poți cula la timp. După ce a rămas singură, Marie îl mai ținea încă în brațe pe spărgătorul de nuci, înfășurat în batista ei. Era foarte palid și totuși zâmbea, dar atât de duios și îngurerat, încât Marie i se strânse inima de milă. Vai, sărăcuțul meu spărgător de nuci, nu fi supărat de rău pe care ți l-a făcut fratele meu. N-a făcut-o din adins. Armitel, crede-mă, e un băiat foarte bun. Acum, însă, vreau să te crezi cu multă dragoste până când vei fi iarăși sănătos tu. Uncul Drosselmeier se pricepe bine la așa ceva. Îți va pune dinții și îți va lipi umorul la loc. Apoi, Marie lua în brațe pe micul spărgător de nuci, se duse la vitrină și în genunchi în fața acestea, îi vorbi astfel cu pușicele lui.
Mademoiselle Kirchen, te rog foarte mult să dai păstucul tău spărgătorului de nuci, care-i rănit și bolnav. Iar tu, mulțumește-te cu sofaua. Trase papul și după ce, încetișor și cu grijă, îl curcă pe spărgătorul de nuci. Îi mai înfășura umărul rănit cu palme ca ce-o purta de obicei în jurul mijlocului. Apoi, în veripine, până peste bărbie. Fetița a chisit dulacul și tocmai se pregătea să se ducă în dormitor, când, deodată, încet se porniră de pretutindeni din dosul sobei, din spatele scaunului, din spatele dulapurilor, șoșoteni, șoapte, foșnite. Pendul început să zbârne tot mai tare, dar nu reuși să-l bată. Zbârnâtul nu mai contenea, preschimbându-se într-un cântec înspăimântător. Și răgușit 12 lovituri. Pe Marie o trecu fiorii și înspământată, gata să fugă, când deodată îl zări cocoțat pe Bendule în locul bufnițe pe unchiul Drosselmeier, cu poalele haine, atârnându-i pe o parte și de alta ceasornicului. Marie nu-și pierdu cumpătul și exclamă pentru sughițuri. Unchiule Drosselmeier, unchiule Drosselmeier, ce cauți acolo sus? Dă-te jos și nu mă mai speria așa răutăciosul. Atunci se porni din toate părțile un chicotit și chițcâie turbat și mii de piciorușe prinsele să alergele după pereți, iar prin crăpăturile se ințără mii de luminițe. Apoi se auze și un tropă prin cameră. Certe tot mai mult și mai mari de șoareci mă din colo în colo pentru a se rândui în urmă de cele într-o coloană de maș. Unindu-se dintr-o dată în mișcare, o porni de-a dreptul spre vitrină, de-a dreptul spre Marie, care stătea încă acolo lângă ușa de sticlă. De spaimă și gloază, Marie și mai înainte își bătuse inima așa de tare, încât crezură că îi va sări din piept. Nu mai auzi nimic, nici un chețcăit, nici un fluierat, totul se liniște, deși nu mai drăznea să prelească prin cameră. Nădăjduia totuși că șoarecii speriați s-au tras înapoi în găurile lor. Dar ce mai e și asta? Chiar în spatele Marie, dula, se scare gălăgie și glasul subțire cântare.
repede, aruncă pătura cât colo și sărind din pat cu amândouă picioarele, cânta așa. Se porne un necăzace într-o pe grozav. Arca șobolanii se începură lupta crâncină între șobolani și soferți. Mai văzut cum din numărate ori bucățele de zahăr explodau în mijlocul grămezii mari de șoareci, care împroșcau din crește până în tâlp cu zahăr pudră. Cu toate acestea, șobolanii se apropiau tot mai mult, învăluind chiar unele pluguri. De atâta praf și fum, Marie abia mai putut să vadă ce se întâmplă, dar un lucru era sigur, cele două armate se băteau fiecare cu mare îndrăgire și zbândă, înclinacând de o parte cât pe alta. Apoi se auze iarăși vocea tunătoare spărgătorul de luci, prin comenzi folositoare și putea fi văzută lui comanda patroanelor aflate în foc. Doi rănici înșfăcară de spărgător de luci, iar regele șoarecilor tot flutura cu sabia în fața lui. Marie plângea în popote și până să-și dea bine seama ce face, apuca păpucul stâng și îl zvârli cu putere regele șoarecilor, care se afla în grămadă cea mare de șoareci. Totul se spulberea ca suflat de vânt. Marie simți în brațul stâng o durere și mai ascuțită de ca înainte și căzu leșinată la pământ. Când se treze de somnul ca de moarte, Marie era întinsă în pătuțul ei și prin fereastra acoperită cu flori de gheață, scânteia puternic soarele, luminind întreaga cameră. Aproape de ea stătea așezat un om, îl recunoscu, era medicul. Acesta spuse încet. Spărgător de luci a fost salvat? Ce tot îndruge asemenea nerozii, Marie, dragă? Ce au de face șoarecii cu spărgătorul de luci? Copil rău ce ești, ne-ai făcut tuturor multe necazuri și griji. Așa se întâmplă când copiii sunt împăținați și nu-și ascultă părinții. Te-ai jucat până la mezul nopții cu păpușele. Ți s-a făcut somn și poate te-a fi speriat vreun șoricel. Însă noi nu prea avem șoriceli. Și ce să mai lungim atâta vorba? În sfârșit, ai spart cu cotul vitrina și te-ai rănit atât de rău, încât domnul medic, care tocmai ți-a scos ultimile ciocuri din rană, a spus că dacă sticla avea să-ți taie vreo venă, aveai să rămâi cu cotul țeapă, ba chiar să mori. Mulțumesc lui Dumnezeu că când am văzut că nu ești în pat, m-am sculat și am plecat în salon, unde te-am găsit zăcând, fără răsuflare. Eram și eu când pe ce să leși de spaie.
cerc un spărgător de nuci. Atunci am aruncat cu papucul în ei și nu mai știu ce mi s-a întâmplat. Liniștește-te, fetițo! Spărgătorul de nuci e de afară. Stai acolo, în vitrină, vese! Medicul. El lua Mariei pulsul și ea auzi că e vorba de febră mare. Trebuia să rămână în pat și să ia doctorii. Și asta timp de câteva zile, deși în afară de brațul care o durea, nu se simțea prea bolnavă și nici prost dispusă. Timpul trecea foarte greu și aștepta cu nerăbdare amurgul când mama se așeza pe patul ei și îi citea să îi povestea povești multe și frumoase. Tocmai sprevise de povestit minunatul bas despre prințul Facardin, când ușa se deschise și unchiul Drosselmeier intră spunând: Ei, trebuie să văd cu ochii mei cum îi merge Mariei mele rănite și bolnave. Vai, unchiule Drosselmeier, ai fost tare uricios. Te-am văzut eu bine cum stăte pândulă și pentru a nu-i zgonișoare ci o acopere cu poalele hainei tale. Te-am auzit eu foarte bine cum ai camat pe regele șoarecilor. De ce n-ai sărit în ajutorul spărgătorului de nuci? De ce nu mi-ai sărit mie în ajutor, uruciosule, unchiule Drosselmeier? Spune, nu-i oare vina dumitale că acum trebuie să stau în pat rănită și... Ce te-a apucat, Marie? Dar unchiul Drosselmeier se strâmbă în chip ciudat și a început să cânte. Marie se uită țintă și cu ochii măriți de spaimă la unchiul Drosselmeier, care acum se schimbase cu totul și arăta chiar mult mai urât ca de obicei. Unchiul ar fi îngrozit de-a binelea dacă mama n-ar fi fost de față și dacă Fritz, care se strecurase între timp în cameră, nu l-ar fi întrerupt râzând din toată inima. Cântecul ceasornicarilor obișnuiesc să-l cânt unor pacienți ca Marie. Nu fi supărată că nu i-am scos regelui șoarecilor cei 14 ochi ai săi, dar nu a fost cu putință. În schimb, vreau să-ți fac o mare bucurie. Cu aceste cuvinte, unchiul Drosselmeier va rămâne în buzunar și îl scoase de acolo încet, încet, ușor. Desfărgătorul de nuci, căruia îi pusese cu îndemânare la loc din țeșorii căzuți și îi vindecase foarte înțepenită. Marie era un al nouălea cer de fericire și mama sa zise zâmbind: Ei, vezi acum ce bun e unchiul Drosselmeier cu spărgătorul de nuci. Marie a trebuit să stea în pat o săptămână treabă, fiindcă amețea ori de câte ori încerca să se ridice. Până la urmă însă, ea se însărută și pe deplin și veselă ca de obicei începu să se zbengă iarăși prin cameră. Vitrina era foarte băgătoare, căci în ea se găseau lucruri noi și strălucitoare,
pomi, flori, case și cele mai încântătoare păpuși. Îl găsim primul rând pe dragul ei spărgător de nuci, care așezat în fața celui de-al doilea raft, e simtea cobora până la urechi, dezvălându-și științe sănătoși. Dar, chiar dacă nu sunteți să vă mișcați, ci să schimbați măcar un cuvințel cu mine, dragă spărgătorule de nuci, știu totuși că mă înțelegeți și că știți cât de mult vă doresc binele. Vă puteți vizui pe mine în orice împrejurare. Până atunci am să rog pe ochiul dumneavoastră să vă ajute ori de câte ori va fi nevoie. Se înserase, medicul poselier împreună cu Teodora Selmaia intrare în cameră și peste puțin timp servi ceaiul, iar familia se așeza în jurul mesei, povestind tot felul de lucruri vesele. Maria și-a dus de pe scaunul ei cu spătar și se așeză lângă unchiul Drosselmaier. Într-un moment de tăcere generală, Maria îl privi pe consilierul de curte drept în față, cu ochii ei mari albaștri, și spuse: știu acum, dragă unchiule Drosselmaier, că spărgătorul de nuci este nepotul tău, tânărul Drosselmaier din Nürnberg. El a ajuns prinț, ba chiar rege, cum povestise tovarășul tău de drum, astronomul. Dar știi bine, se află într-un război apri cu scriposul rege al șoarecilor. De ce nu îl ajut? Nu îmi scap toate aceste nebunii în cap. Ei, mare lucru! Ea are doar o imaginație bogată. În plus, toate acestea sunt provocate de o febră foarte puternică. Dragă Marie, tu ești o prințesă născută, căci ești stăpână în un împărății frumoase și luminoase, dar vei avea multe de suferit dacă îți vei da viața micului și pocitului spărgător de nuci. El este urmărit pretutindeni de regele șoarecilor. Și nu eu, ci tu, numai tu singur vei putea salva. Rămâi hotărâtă și credincioasă. Nu după multă vreme, Marie se treze noaptea senină cu o lună de niște zgomote curioase ce păreau să vină dintr-un colț al camerei. Era ca și cum cineva ar răzvârli și ar răstogoli niște petrecere de colo în colo, în timp ce se auzea un chițcăit și un șuierat tare scârbos. Vin șoricei! Vinea șoricei! Că Marie speriată, văzută regele șoarecilor care își croia drum prin gaură de perete și care cu ochii scândietori s-o păi mai întâi prin cameră, pentru că apoi, dintr-o săritură, să ajungă drept lângă patul Marie. Hi-hu, trebuie să-mi dai bobițele tale de zahăr, marțipanul tău, micuță, altfel îl spui și pe spărgătorul de nuci, pe al tău spărgător de nuci. Șoieră regele șoarecilor, clanțăind și crâșnindu-l de măsele, apoi o zbuchi prin caura din perete. Pe Marie o înspământase atât de tare groaznică arătare, încât a doua zi, foarte palidă și neliniștită, abia mai rosti o vorbă. Își dădea totuși seama că pentru a scăpa pe spărgătorul de nuci va trebui să jertfească bobițele de zahăr și marțipanul ei. De aceea, în seara următoare, le puse pe toate pe masă. Iar dimineață, mama îi spuse: era adevărat, regea al șoarecilor nu găsiră pe gustul său marțipanul în plințe lui ascuțit, așa oricum trebuia să fie aruncat. Dar vai, regele șoarecilor se înfățișă iarăși și ochii lui îi străluceau parcă încă mai îngrozitor. Și șuiera și chițcăia printre dinți mai degustător decât noaptea trecută. Pușile tale de zahăr și drăgeu, altfel îl spui și pe spărgătorul de nuci, pe altul spărgător de nuci. Și zicând acestea, scrie.
adăpostul rege al șoarecilor, dispărut de nou. Mari era foarte tristă. A doua zi se duse la vetrină și cu ochii durerați privi micile păpuși de zahăr și drăgel. De altfel, durerea ei era îndreptățită, căci nu o să vină să credeți cât de multe figurițe drăguțe de zahăr și drăgel avea mica Marie. Păi, de șoarece tot n-a fost prins. Liniștește-te, Marie. O prinde noi șoarecele ăsta rău. După ce rămase singur în salon, Marie se duse la vitrină și printre lacrimi îi vorbi spărgătorul dânci astfel. Vai, sărăcuțul meu spărgător de nuci, ce să fac eu, o fată sărmană și nenorocită pentru dumneavoastră? Ce să mă fac? Ce să mă fac? Și cum plângea, așa plângea beată Marie. Dar se fiora toată când simți că spărgătorul de nuci începe deodată să se încălzească și să se miște mâinile ei. Îl puse iute pe pat și atunci spărgătorul de nuci mișcă în falcă și șopti cu mare greutate. Marie nu se sperie deloc, ba de împotrivă, sări în sus de bucurie, fiindcă știa acum mijlocul de a salva pe spregătorul de nuci, fără să mai facă alte sacrificii. Dar de unde se găsească omulețul lui o spadă? Se hotărâ să-i ceară sfatul lui Fritz. Seara, stând singur în salon, în fața vitrinii, fetița-i povesti tot ce se întâmplase cu regele șoarecilor și de ce anume depinde salvarea spregătorului de nuci. Fritz, după ce a dus la bun sfârșit misiunea sa de judecător, îi se adrese Marie. În ceea ce privește spada, o să-l pot ajuta despre spărgătorul de nuci. Am menționat ieri un colonel, în primul urmare, nu mai are nevoie de frumoasă spadă. De acolo, Fritz îl scoase la lumină, îl lua spadă de argint și îl încinse cu ea pe spărgătorul de nuci. De teamă și de răbdare, Marie nu reuși să adoarme în seara următoare. Ca de la miezul nopții se părut în salon că se aud niște zgomote furioase, foșnete și zornături. Dar nu se mai auzi nimic. După puțin timp însă, apare el, spărgătorul de nuci. Thank you.
Gândim să credeți în minuni, căci minunile se